Bine, v-am găsit. Voi face etalarea pentru marți 10 august. Voi începe cu leul. În societate, în mediul vostru natural, aveți o inspecție. O inspecție amorțită. Deci o inspecție, dar oricum așa era. O inspecție care poate să vă facă să vă simțiți vulnerabil sau chiar să vă aducă o înșelare sau ați fost înșelați. Această eolh răsturnată arată, ea ar fi o rună norocoasă, dar s-ar părea că n-ați avut noroc de data asta. Ați fost cumva păcăliți, mințiți și aveți această inspecție. Mare atenție! Fecioarele. O relație sentimentală se încheie pentru voi. Ceva care era de suflet pentru voi. În urma unei situații în care parcă totul a înghețat, este o rună care arată obstacole înghețarea unei situații și o încheiere. Avem aici moartea. Moartea arată că ceva se încheie, ceva nu mai merge mai departe. Va trebui să faceți altceva, să așteptați să vi se deschidă o altă ușă, poate fi o altă relație, alte sentimente și obstacole și o înghețare a acestei situații. Balanțele, noutăți legate de șapte de spade, de ceva falsificat. Dar totuși aveți această rună, uruz, arată posibilitatea voastră de a lupta pentru a rezolva această situație prin faptul că sunteți energici, hotărâți, aveți această vitalitate, este o rună benefică, o rună care arată un aspect foarte bun, deci energie, vitalitate, boul sălbatic, uruz. Deci, chiar dacă primiți noutăți despre ceva falsificat, șapte de spade, ceva un înscris falsificat, totuși aveți această rună care vă dă această vitalitate, energie. Și pentru scorpionii au o veste dată de o persoană care vrea să vă manipuleze, o femeie, o amantă care vrea să vă manipuleze, vă dă o veste, o veste care vă dă o stare de captivitate, nu știți ce aveți de făcut, nu știți ce decizie să luați. Și totuși, dacă vă liniștiți, veți găsi soluții, fiindcă acest sigel este o rună benefică, este o rună care poate să arate o reușită, dar poate să arate și o problemă de sănătate rezolvată sau preocuparea pentru a rezolva o problemă de sănătate. Pentru săgetătorii au o pierdere, șapte de bâte, și totuși puteți face față. Aveți un daeg care arată o schimbare lentă și stabilă care va veni spre voi și deci totul va fi benefic. Nu veți simți dintr-o dată această stare benefică, ci în timp. Dar o să vă dați seama de momentele benefice și am zice că aveți o arcană, totuși șapte de bâte, care arată că Marte în leu este în exaltare, dar în primul rând arată, cum să spun, posibilitatea voastră de a rezolva această situație, această pierdere. Capricornii, am zice, o reușită socială, dar Capricornii au, în primul rând, și un rege de spade, un
polițist, un procuror, cineva care aplică legea, un bărbat sau poate să reprezinte un vărsător care aplică legea, dar în primul rând am zice că totuși nu puteți să vă folosiți intuiția voastră sau vă anunță ceva și vă dați seama că de fapt ați fost mințiți de cineva. Cineva v-a mințit. Și de această sau v-a trădat, poate să fie o trădare a unei femei, a unei prietene, a unei partenere de viață. Deci poate fi o trădare aici. Acesta ar fi aspectul cu la gaz. Și acest lucru vă face cunoscut acest rege de spade. Vărsătorii, unul este o persoană mai importantă, o persoană mai în vârstă, o persoană care vrea să vă ajute să vă ieșiți dintr-o stare în care v-ați băgat cam singuri. Am zis ce v-ați implicat într-o situație, ați ajutat pe cineva, ați făcut ceva, trebuie să vă schimbați concepțiile, fiindcă altfel nu puteți, sunteți sacrificați, am zice, țapii spășitori într-o anumită situație în care ați putea să vă schimbați totuși concepțiile și să mergeți spre o schimbare. Uitați-vă, deci să încheiați ceva benefic pentru voi și să aduceți o schimbare în viața voastră ca o piatră de hotar. De aici încolo nu voi mai face un anumit, nu veți mai face un anumit lucru, veți face altceva și o să vă aduc o stare de bine. Pești, aveți aici acasă bani care vă vin, bani de la o călătorie. O călătorie benefică, o călătorie poate de afaceri. Primiți bani, bani ceva mai mulți pe care puteți să investiți chiar într-o casă sau într-o mașină, dar puteți să investiți alături de familia voastră, de căminul vostru. Pești. Vedeți la horoscop unde se află Mercur, fiindcă Mercur aduce o situație benefică cam la toată lumea, dar în funcție de domeniul de viață. Că la unul poate să fie în afaceri, la un locul de muncă sau orice. Cineva spunea că spun numai de rău. Eu spun ce apare. Acum, Berbecul. Berbecul primește o scrisoare. O scrisoare care poate fi și pe internet. Deci un răspuns. Un răspuns care de fapt vă amână ceva. Vi se spune să aveți răbdare, nu puteți soluționa o situație, rezolva o situație, trebuie să aveți răbdare. Cam asta este nied răsturnat de acel obstacol în care trebuie să aveți răbdare, nu puteți să faceți nimic. Și, bineînțeles, această scrisoare, care, așa cum am spus, 8 de bâte, cu acesta reprezintă o comunicare, o comunicare care poate fi și pe internet. Pentru tauri, taurii au un obstacol și un 6 de spade. Dar am zice că vă gândiți să luați o schimbare, o schimbare legată de relațiile pe care le aveți, de persoanele cu care vă confruntați, fiindcă aici aveți o confruntare, voi considerați sau ați considerat că vă confruntați cu o singură persoană, dar de fapt vă dați seama că nu este chiar așa, sunt mai multe persoane care sunt implicate în situația voastră și luați această decizie de a lua o schimbare, faceți o schimbare care e benefică pentru voi. Pentru gemeni, și ei au o schimbare, dar este o schimbare care este impusă
de o femeie, o femeie care este marea preoteasă, o femeie care deține secretele celorlalți, iar acea carte are știința, ea știe, ea decide. Mare atenție, nu este bine să vă puneți secretele la dispoziția acestei femei, fiindcă de obicei poate să fie capabilă să vă folosească aceste secrete în diferite scopuri. Ea întotdeauna caută să afle cât mai multe secrete. Și nu aveți noroc. Deci norocul nu este de partea voastră. Unjo nu vă susține în orice ați întreprinde, în orice ați vrea să faceți. Racul. Un secret pe care îl dețineți și vă dă o forță. Această putere forță, putere de a înfrunta o persoană care considerați voi că v-a trădat sau sau chiar am putea spune o situație în care aveți o cădere, o nereușită, totuși puteți să vă mobilizați trup și suflet și folosind acest secret pe care îl aveți, să reușiți, adică păstrându-vă și acest secret. Cam acesta ar fi pentru marți. Eu vă doresc numai bine.